ne concentrăm pe subiect și îl creăm mental. Apar minuni. Sau ne concentrăm pe un subiect și îl analizăm. Dar ne focusăm numai pe el ca un lup. Observați? Lucrul cel mai important pe care trebuie să-l folosim este vizualizarea. De ce? Folosesc gândul într-o manieră constructivă. Asta facem toată viața. Și aici trebuie să fim ca niște războinici. Noi ne creăm viața și o creăm prin vizualizare. Nimeni altcineva. De ce avem nevoie? Pentru expandarea conștiinței. Acum, prin acest subconștient, noi de fapt vizualizăm totul. Și ce facem? Aceste forme psihomentale, gânduri, emoții, le stocăm prin vizualizare în subconștient. Trebuie să fim conștienți de acest lucru. Prin vizualizare, așa cum am spus, ne creăm lumea. Da? Apoi, totul este vizualizare ce facem. Este un element esențial în cadrul meditațiilor și în cadrul educației. Prin vizualizare. De exemplu, îi pun pe studenții mei să vizualizeze că au terminat complet teza de doctorat. Îi pun să vizualizeze conferințele. Îi pun să vizualizeze absolut totul. Capitolele. Ce este în capitol. Imaginea. Și atunci ce se întâmplă? Apare o acordare cu obiectul care trebuie creat. El deja este creat în psihomental. Trebuie decât să-l materializez. Dar apare o legătură între obiect și persoana respectivă. Experimente. La depanarea programelor de calculator. Intrând în meditație, prin vizualizare, reușesc să identifice care este problema respectivă. Gândiți-vă că în automotive avem aproape 20 de milioane de linii de cod. Iar un Boeing 777 are 3-4 milioane de linii de cod. Challenger are aproape o jumătate de milion de linii de cod. Aici vorbim despre 10 de milioane. Prin vizualizare și concentrare se ajunge acolo. Am să vă explic și mecanismul. Apoi, a patra cheie este meditația. Dar ce înseamnă meditația? Mă concentrez pe un subiect pe care vreau să-l analizez. Prin întrebări și primind răspunsuri. Este un lucru foarte puternic de a afla prin întrebări și răspunsuri. De a face o introspecție legată de acel obiect. O să vedeți câte informații vin. Apoi, acest lucru implică reflecție și introspecție. Deci este altceva decât exercițiu. Exercițiu este ca aici, avem pași pe care trebuie să-i facem. Observați? Dar meditația este cu totul altceva. Acum, ce se întâmplă? Accesăm planurile mai înalte. Intrăm într-o zonă vibrațională unde răspunsurile s-ar putea să existe. Deci, ia gândiți-vă la un singur lucru. Când doi oameni se gândesc la același lucru, îi creează, de fapt, un elemental despre același lucru. Vibrațiile sunt asemănătoare. Aceste elementale se unesc. Au fost invenții care au fost făcute în același timp de persoane diferite. Devenim mai creativ. De ce? Am accesat alte resurse. Mă pot concentra pe subiectul științific. Și primim foarte multe răspunsuri în meditație la temele pe care le abordăm. Ce facem, de fapt? Accesăm elementalii deja creați. Da? Acum, aici este o meditație asupra unor subiecte foarte înalte. N-am să intru foarte mult în rugăciune, dar este o meditație foarte puternică. Mitru ca metaforă. Este al cincilea element care îl folosim în această învățătură. Toată creșterea spirituală este codată în muncile verbului. Prima muncă este leudine mea, ucidere, este furia. A doua este hidra, care înseamnă dorințele necontrolate. Al treilea este prinderea mistrețului, înseamnă corpul material, satisfacerea nevoilor. Putem continua până la 12-a muncă, care înseamnă călătorie în sistemul, în tot universul. Parabolele Noului Testament sunt lecții de spiritualitate. Chiar dacă sunt codate într-un anumit mod care nu înțelegeți.
avem cheile. Da? Acum, astea sunt elementele. Aș vrea să vă spun despre practica mea de la universitate, aplicând aceste elemente. Universitatea Tehnică are aproape 1000 de studenți, mai mult de 3000 de angajați. Este lider în știință aplicată. De ce? Sper că ați văzut un pic de Philips. Este un fel de Silicon Valley în regiunea Eindhovenului. Sunt aproape 56.000 de cercetători în campusul National Laboratory. Deci este o întreagă masă științifică care creează. Da? Studenții noștri, poate nu sunteți interesați, dar n-ați auzit, au luat de premiile legate de mașina electrică. Au creat motocicleta electrică care vor să înconjoare întreg Pământul. Deci, este un potențial fantastic. Acum, ce se întâmplă? Poate în România nu a ajuns, dar noi au ajuns. Sunt corporații cu zeci de mii de angajați care au probleme psihice cu angajații lor. Deci acești oameni nu mai pot lucra. De ce? Nu mai pot interfera cu colegii, nu mai pot interfera la nivel de grupe. Și n-au cerut ajutorul pentru dezvoltare personală. Îi spun așa. Nu mai vreau un inginer care este top din punct de vedere științific, vreau o persoană echilibrată din punct de vedere emoțional-mental. A doua. Olanda este Japonia Europei. Ritmul de dezvoltare și intensitatea este foarte mare. Ce s-a constatat? Am luat din 2013, acum sunt mai mulți. 10% din bolnavi înregistrați suferă de depresie, care este o boală a personalității. Acum, la universitate a crescut numărul celor cu burnout. Burnout, un fel de stres psihologic, nu mai pot lucra. Deci este sunt cifre alarmante, la care spun realitatea. Acum, același simptome au porfie la studenți. Burnout, foarte mult stres, foarte multe informații care trebuie prelucrate. Orele de învățământ s-au cumulat în blocuri de 4 ore. Cum poți să ții atenția studentului 4 ore ca să-i predai tehnologie? Încercați. Avem altă problemă. Apar sinucidele. Foarte mulți studenți străini, în general asiatici, au probleme de integrare în mediul social și academic. Și asta nu este o problemă minoră. O mentalități diferite apare conflict. Acum, se schimbă noțiunea de facultate. Ceea ce este exact ce ne spune Esenien. Suntem parte din întreg. Nu mai aplicăm gândirea newtoniană în care observați. Avem o planetă, avem națiuni, avem, cum îi spune, state, avem granițe, noi suntem împărțiți. Uitați-vă la specialiști din medicină. Sunt împărțiți pe domenii. Nu. Apare integrare. Noi nu putem, cum măsurăm în medicină, de exemplu, emoțiile unui om? Noi, de fapt, măsurăm numai caracteristicile fiziologice pe care le putem reproduce. Facultățile vor dispare. De ce? Este integrare. Dacă vorbim despre o mașină, avem integrare electrică, chimică, mecanică și soft. Același lucru este și cu arhitectul. Trebuie să regândim forma de învățământ în acest moment. De ce? Au apărut aceste lucruri. Esenienii ne spun, și acum practica. Bazate pe aceste învățături eseniene, practic aceste tehnici de ani de zile. În primul rând, îmi pregătesc localul înainte de curs. Cum o fac? Trimit sfere de lumină roz în locul unde țin cursul. O să spun asta cu magie neagră. Nu. Pentru că le încarc cu iubire și le încarc pentru calmarea audienței. Al doilea. De la distanță calmez subconștientul studentului proiectând anumite elementari benefici. Am să vă explic cum. În altă lecție. Pentru grup. Omogenizarea grupului o încep cu muzică. Deci avem foarte multe naționalități. Dar atenție! La grupuri mici până la 20 de oameni. Ce am observat? Vibrația muzicală
spune ceva despre vibrația subconștientului, cum ești organizat. Le cer să-mi trimită trei, fiecare să-mi trimită trei cântece pe care le preferă. După care încep un mic quiz. Pun muzica și întreb cine mi-a trimis. Apare magia. Deodată apare sentimentul de grup. Și aici vreau să vă spun. Această integrare nu mai facem la nivel de individ, o facem la nivel de grup. Acum, că le dau teme de meditație și concentrare pe subiectul legat de pe obiectivul grupului. O să spuneți, dar trebuie să treacă prin toate etapele de dezvoltare. Nu, aici sunt forme mai simple. Și ce fac? După aceea integrează ideile primite din meditație. O să spunem, astea sunt lucruri foarte simple și minore. Și am să vă asigur că sunt, într-adevăr, dar au rezultate spectaculoase. Acum, în timpul cursului, după ce am făcut pregătirea, studentul este pregătit să primească teoria tehnică. Deci, uitați-vă, primul lucru care trebuie făcut este calmarea subconștientului. A doua, creez elementali benefici sub formă gând de emoție, constructivi, referitor la subiectul care trebuie să-l predăm. Ce am constatat? Vă dau un mic exemplu. În Model Driven Development avem un triunghi format din limbajul cu care fac modelarea, metodologia care o urmez și utilitarele care le folosesc pentru acest lucru. Observația este o relație de triunghi. Dar, de exemplu, constat că în grupul meu am 80% de indieni. În momentul în care le formez mental, treimea hindusă au făcut legătura cu triunghiul. Uitați-vă! Numai creind acest element, au cuplat la acest lucru. Deci tot timpul, pentru că vin din bagajul lor, cum îi spune? De hinduși. Este baza lor, religiei lor. Al doilea, dacă am un subiect în care vreau să spun, în loc de diavolii modelării, folosesc cuvântul îngerii modelării. Dar asociez triunghiul Bermudelor. De ce? Acolo dispar lucrurile. Știm asta. În momentul în care creez aceste elementale, se întâmplă un lucru extraordinar. Ei au memorat mult mai repede și au asimilat mult mai repede noțiunile pe care vreau să le dau. Ce se întâmplă? În timpul cursului reactivez acest elemental pe care am creat. Sub ce formă? Încep cursul cu elementale din ora trecută. În momente din timp, creez un elemental în care vreau să transmit noțiunea. Iar la sfârșitul orei, îi reactivez din nou. Sub ce formă? Sub formă de imagini pe care le impregnez în subconștient, pe care ei le stochează în subconștient. Un singur lucru este esențial, entuziasmul. În momentul în care ai transmis aceste lucruri fără entuziasm, am observat că ceva este mort. Nu intră. Acum, ce se întâmplă după curs? Studenții care au provocări de tot felul, și aici aș vrea să fac un apel la dascălii români, nu se termină cursul în momentul în care ai ieșit afară din sala de clasă. Îi țin tot timpul lângă mine și încerc să răspund în timp real la cerințele lor. Apoi, îi învăț cum să-și stăpânească subconștientul într-o discuție unul la unul. Și să dezactivăm împreună elementale care blochează subconștientul și nu poate accesa informația de care are nevoie. Al doilea, îmi formez discipoli. Cei care au înțeles mecanismul îi vor ajuta pe ceilalți din grup să înțeleagă cum lucrează acest mecanism. Acum, care sunt rezultatele? Sunt extraordinare. Studenți fericiți. Cum? Muncesc mai mult și eficient. Sunt foarte motivați, foarte creativi și curioși. Țineți bine. Curiozitatea este trigger-ul gândului. În momentul în care au devenit curioși, automat a început raționalul. Acest lucru îl facem și la copii. Deci este foarte important ca dascăl să-i fac curioși. Al doilea.
rezultatele sunt excepționale. Vreau să vă spun, luați într-un semestru, jumătate de semestru, 60 de studenți de la Facultatea de Construcții, arhitecți, constructori, și încercați să accesați toate aceste concepte de programare pe obiecte. Java Eclipse Integrare, sistem în limbaj de modelare, Multi-Agent System, programe inteligente de integrare, dezvoltarea acestor programe și totul într-un framework gen, vă spun eu până ușor. Este incredibil ce se întâmplă. Parcă prin aripi. Deci, toate acest lucru este aici. Și aici. Devin foarte curios. Există o simbioză de grup care este incredibilă. Apoi, au o trăire pe care cu greu pot rătea în cuvinte. Se întâmplă o simbioză la nivel de grup, se acumulează o energie extraordinară care împinge proiectul înainte. Toți sunt grupați de organismul clasă-grup. Apar o fericire în cadrul grupului, pentru că nu-i mai identifici ca individ, ci este grupul care a produs. Apoi, un lucru extraordinar pentru universitate. După ce au terminat, reiau contactul cu mine. Nu ca dependență, ci ca lucru împreună între companii și universitate. Un lucru este foarte esențial, s-a observat. Toate aceste idei le provoacă mai departe în tehnologie, din perspectiva umană. Da? Acum, acesta este programul, primul program pe care l-am prezentat până acum este programul de curs. Am alt program de curs de meditație, care este special numai pentru meditație. Este creat pe module de 6 săptămâni. În prima săptămână, procedurile de bază ale învățăturii eseniene. A doua săptămână, îi învăț despre corp. A treia, cum să-și păstreze sănătatea cu dublu eteric. Și cum să-l mențină.